Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. CSEA Steaua a defilat în primul meci oficial din 2022 cu Unirea Constanța. Bărbulescu a marcat superb și a stabilit scorul primei reprize. În al doilea act a fost asalt la poarta constanțenilor. Beța și Oroian au înscris și ei, iar în finală roșalbaștri au mai punctat de două ori. Neacșu și Adi Popa au urcat scorul la 5-0, iar CSEA Steaua va încheia etapa pe loc de play-off. Adi Popa a devenit primul jucător care a înscris atât pentru FCSB cât și pentru Steaua. Mă simt bine, sunt fericit că am reușit acest lucru. Îmi doream să-l reușesc din prima parte a campionatului, dar nu a fost să fie. Important e că i-am făcut fericiți pe acest minunat fan care au fost alături de noi astăzi și s-a cunoscut acest lucru.